Cei interesați să lucreze la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj au depus dosarul de candidați și așteaptă acum organizarea concursului. Avem concurs pentru asistenți medicali pe data de 8, avem scoase două posturi la concurs și avem 22 de candidați, iar pe data de 22 ianuarie scoatem 3 posturi de ambulanțier și avem 32 de înscriși. Mulți? Sunt destul de mulți, având în vedere că sunt 11 pe loc, dar la spitalul de la Sadu au fost și mai mulți pe loc la examenul respectiv. Managerul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, Dan Vâlceanu, a precizat că salariile vor fi pe măsura muncii prestate. Salariile nu sunt extraordinar de bune, nu sunt nici mici, nici mari, dar având în vedere munca prestată, sunt rezonabile. Concurența a fost mare și la spitalul de la Bumbești-Jiu, acolo unde au fost 20 de candidați pe loc.